O primă minge câștigată la mijlocul terenului de Uta și o pasă bună a lui Milošević pentru Postolachi. Vine centrarea, e Hentz. Este Hentz a lui Scheroni, însă mingea cred că l-a atins pe Scheroni în braț când avea mâna pe gazon. Continuă atacul Utei cu Rareș Pop. Ce execuție modestă. Se va verifica la VAR. Există argument contra penaltiului, pentru că Scheroni pune mâna pe teren. În regulile de arbitraj este prevăzut acest lucru. Se consideră braț de sprijin, se consideră poziție firească și astfel nu se poate da. Dar numai să vedem dacă era mingea în mâna jos. Cred că nu. Cred că nu atinsese Scheroni încă gazonul. E penalti pentru UTA. Orice altă decizie este o greșeală de arbitraj. Este hands clar. Este hands clar și oricum e o bilă neagră pentru Bogdan Dumitrache, că trebuie să aștepte validarea de la VAR. Trebuia să decidă el. Este o fază evidentă. Este o fază cât se poate de evidentă în imagine. Bogdan Dumitrache, unul dintre arbitrii fără experiență, aflat al patrulea său meci în acest sezon, a arbitrat ultima dată Hermannstadt Farul, primul meci al lui Hermannstadt pe noul stadion. Vă aduceți aminte, două cartonașe roșii acordate aiurea și un penalti cel puțin acordat, inclusiv după vizionarea relorilor. Se duce Bogdan Dumitrache la VAR, nu are cum să fie alte decizii. Nu are cum să fie altă decizie decât lovitură de pedeapsă. Suntem în startul partidei și UTA, ce să mai vezi aici? Ce să mai vezi aici? Brațul nu este pe gazon, are nevoie de o singură reluare. Bogdan Dumitrache acordă lovitură de la 11 metri. În raportul de arbitraj însă va fi trecută o primă greșeală pentru central. Este notat altfel, bineînțeles, atunci când are nevoie de relori. De aici poate și reticența unor centrali de a merge să vadă relorile, pentru că toată lumea întreabă de ce. Pentru că se scade din nota generală a arbitrului. Este totuși lovitură de la 11 metri, execută așadar Stefan Milošević. Spuneam, cel care lasă pe banca de rezerve pe Claudiu Cheșeru de două etape deja. Milošević joacă al cincilea său meci, a marcat și cu Mioveni. Să vedem dacă o face și acum, execută tare și sus. Și UTA trece în avantaj după doar 4 minute. În sfârșit, cred că începe un meci așa cum își doresc arădenii. De multe ori conduși, mai ales atunci când vine vorba de meciurile disputate acasă. Este primul gol primit de FC Botoșani, așadar în 2023. Stefan Milošević la al doilea gol, e un atacant diferit ca profil față de Claudiu Cheșeru, un pivot, un număr 9, un jucător puternic care se pretează mai bine la o astfel de suprafață de joc, câștigă cu mult mai multă ușurință duelurile aeriene, chiar dacă poate e puțin mai static decât Claudiu Cheșeru.